Ce declarații chiar în aceste momente după reuniunea conducerii PSD? Cu unele voturi foarte importante pentru România. În cadrul biroului permanent național am decis două lucruri. Unul, firesc să mergem la Cotroceni astăzi și componența delegației. Împreună cu mine o să meargă domnul Robert Kazanciuc, domnul Florin Iordache, domnul Șerban Nicolae și domnul Eugen Nicolici. Asta va fi componența delegației. După ieșirea de la Cotroceni, o să facem declarații în fața presei și o să aflați ce am discutat cu președintele României. Dacă președintele României mă abțin, aș vrea să discut după, că nu vreau să stai surpriza. După ieșirea de la Cotroceni. Asta înseamnă că se le-a reușit ceva în acest moment? Vă mulțumesc foarte mult. Putem vorbi după votul în plen. Dar chiar vreau să ajung la vot. Vă mulțumesc mult. Da, asta că e înainte. Noi am avut un punct de vedere foarte bine conturat. Și anume, un sistem de impozitare pe veniturile suplimentare, venituri suplimentare care sunt considerate orice este în preț peste prețul de 45,71 de lei pe megawattoră. Și de asemenea ca 50% din cantitatea de gaze extrasă din platoul Mării Negre să se comercializeze pe piața centralizată din România. Ne-am menținut aceste propuneri și ieri în comisie au rămas neschimbate. Ieri a mai fost o discuție despre stabilitatea legislației solicitată de investitori. În opinia mea, stabilitatea este dată de legea însăși. Faptul că există o lege pentru care reglementează exploatările offshore în România este, de fapt, stabilitatea pentru orice investitor. Se solicită ca în lege să fie trecută, fie prevăzut un articol în care se spune că redevențele și cotele procentuale, precum și cantitățile aferente acestor cote și impozitul pe venit suplimentar să rămână neschimbate pe durata de valabilitate a acordului petrolier. În opinia mea, este o prevedere care nu aduce nimic, ar fi o prevedere care nu aduce nimic în plus. Pentru că legea în sine este o garanție. Că dacă se pune acest articol și cineva vreodată vrea să modifice legea, nu știu, peste 5 sau 10 ani, poate modifica inclusiv cu acest articol. Este ca și cum am pune în lege, la final, în ultim articol, această lege va fi respectată. Sau să spunem că această lege nu va fi modificată. Dar să vedem în plen dacă va fi majoritate pentru o variantă sau alta, adică pentru a se introduce a se accepta acest amendament sau nu, și în funcție de asta legea va avea o formă sau alta. Ce este foarte important din punctul meu de vedere este că există șansa, de fapt, certitudinea că statul nu va încasa sume importante și îmi pare rău, dar n-am vrut să intervin în aceste zile, o să intervin în zilele următoare ca să prezentăm calcule reale, nu calculele făcute pe genunchi sau calcule preluate de la unii și de la alții care dau informații greșite.
Și de asemenea, faptul că jumătate din cantitate va fi comercializată pe piața centralizată din România este o opțiune strategică importantă pentru noi. Îmi pare rău că s-a întârziat cu 2 săptămâni de zile ca să rămânem pe aceleași prevederi fiscale, dar e important ca această lege să fie adoptată. Mai mult, după vot. Cum aveți emoții mult pentru acest vot? Nu, că nu e platoul meu. Îmi doresc foarte mult ca această lege să fie adoptată, pentru că este importantă pentru România. În același timp, directiva pentru spălarea banilor, înțeleg că nu o să mai intre astăzi la votul final. Acolo se pune problema votului dat de către minorități și UDMR, care în continuare nu votează. Minoritățile au votat. UDMR-ul spunea în plen că nu va vota această directivă, implementarea directivei. Sunt probleme, în primul rând, pentru că nu se dă votul și pentru că întârziem cu această directivă. Cum vedeți această situație? O singură întrebare mai am. De ce nu mergeți? Să răspundă. Păi poate vrea ea să răspundă. Este o directivă europeană care este transpus în legislația românească și care a născut foarte multe dezbateri. Sunt mulți colegi parlamentari din toate partidele care au avut puncte de vedere de bună credință și care au susținut o variantă sau alta pentru diverse articole, dar este o directivă pe care trebuie să o respectăm. Și prevederea referitoare la transparența finanțării și a cheltuirii banilor de către organizațiile non-guvernamentale este o obligație din acea directivă. O să vedem. La revedere! Decizia conducerii PSD, doamnelor și domnilor, vor merge la Palatul Cotroceni la consultări. Liviu Dragnea, însoțit de juriștii partidului. Aș mai avea o întrebare. De ce nu mergeți împreună cu cei de la ALDE la Palatul Cotroceni? De ce nu ați avut o singură echipă, o singură delegație din partea coaliției? Pentru a avea mai mult timp la dispoziție fiecare dintre noi să vorbim cu președintele României. Veți transmite același mesaj, să înțelegem? V-ați stabilit? Cred că da. Ne puteți spune? Nu cu aceleași cuvinte, totuși. Ne puteți spune care este mandatul pe care l-ați primit din partea partidului pentru consultările cu domnul președinte? O să-i le spun întâi președintelui. Vă mulțumesc mult. Ne vedem după vot.